Zonele inundate sunt situate în lunga Dunării, care este acoperită de ape ori de câte ori debitul fluviului crește până la cota de pericol. Din fericire, zona în cauză nu este una locuită, aici existând doar câteva silozuri ale agenților economici care fac la corabia comerț cu cereale. Din datele transmise de sistemul de gospodărire a apelor, în această dimineață erau inundate peste 400 de hectare de pășune și peste 300 de hectare de pădure. Toate suprafețele sunt în localitățile Corabia și Gârcov, în zona de lungă a Dunării, zona inundabilă. În continuare, echipe mixte se află în teren pentru monitorizarea situației. Referitor la cote și debite, cota era de 595 de centimetri cu 5 centimetri sub cota de pericol, iar debitul de 11.800 de metri cub pe secundă față de media multianuală a lunii martie de 6.700 metri cub pe secundă. Începând de ieri, nivelul fluviului este staționar în zona Corabia-Gârcov. Cu toate acestea, autoritățile continuă să rămână în alertă. Ele au luat toate măsurile pentru ca situația să nu scape de sub control. În momentul de față, Dunărea staționează și Comitetul de Urgență de la nivelul primăriei orașului Corabia supraveghează zonele critice și ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Județul Olt se află sub atenționare de cod portocaliu de inundații până pe 18 martie. Cel mai mare pericol este în zona Corabia-Gârcov, atunci când nivelul fluviului atinge cota de pericol. În prezent este cu 5 cm sub acest nivel.